modest, rezervat, dar extrem de atent și sigur pe sine, profesorul doctorul Charles Babuș. L-am întâlnit la ICY Istanbul în timpul unui workshop unde le vorbea la sute de medici veniți din toate colțurile lumii să îl asculte despre implanturile dentare. În sală, o liniște de mormânt și sute de ochi ațintiți spre un ecran imens, unde maestrul Charles Babuș le dezvăluia colegilor mai tineri secretele unor tratamente de succes. Suntem în 2010, se împlinesc 42 de ani de când am inserat primul implant dentar. Am observat evoluția implantului dentar pe care îl cunosc de când era nou născut. Am văzut cum a evoluat în statul de copil, apoi de adolescent, pentru ca acum să fie un adult matur. Este mult mai ușor acum să lucrez cu implantele dentare. Tehnica modernă a dus la reducerea timpului de tratament, iar rata de succes este uriașă. Peste ocean, profesorul Babuș conduce o clinică specializată în implantologie dentară, The Dental Implant Center. A primit 10 de distincții profesionale și este autor și coautor la alte 10 de publicații de specialitate. În 35 de ani a susținut peste 750 de workshopuri în întreaga lume. Așadar, nimeni mai potrivit să ne vorbească despre noutățile în domeniul implantologiei dentare. Una dintre noutățile de peste ocean este implantul Noble Active, care ne permite să-l utilizăm și în situații în care calitatea și cantitatea osului nu este ideală. Cu Noble Active avem cea mai mare rată de succes în ceea ce privește tratamentul prin implant dentar. Nu se compară cu nimic din ceea ce există la ora actuală pe această piață. În ceea ce privește evoluția tratamentelor prin implant dentar, profesorul Babuș este de părere că peste 10 ani vor putea beneficia de acest tratament și persoanele care acum nu se află pe lista de candidați. Cât despre încărcarea imediată, una dintre cele mai dezbătute teme ale Congresului ICY de la Istanbul, încărcarea imediată este aici, astăzi și acum. Despre România spune că este o țară grozavă pe care a vizitat-o de mai multe ori și în care s-ar întoarce cu plăcere la invitația Dental TV. Cât despre postul nostru TV? Cred că Dental TV este o idee extraordinară și că tot mai multe țări ar trebui să se implice în astfel de proiecte, deoarece informația îi menține pe pacienții sănătoși și le oferă medicilor posibilitatea să performeze. Educați-vă, informați-vă și folosiți o tehnologie bună. Doar așa veți putea face o treabă grozavă.